Când vorbim deja au de o dependență de aceste jocuri video, constatăm că părinții au cam aceeași strategie: ori îi iau device-ul, ori îi închide accesul la internet. Pare o mișcare foarte bună, foarte logică din punctul nostru de vedere, ca adulți care înțelegem acest mesaj. Din păcate, și cred că știți foarte bine ca părinți când faceți acest lucru se produce jihadul. Da, copiii au o reacție foarte virulentă, țipă, urlă și fac enorm de multe lucruri și de cele mai multe ori părinții cedează. Odată ce s-a petrecut acest lucru și părinții au cedat odată, copilul înțelege că este loc și a doua oară. Odată ce s-a creat precedentul, el va tinde să împingă limitele din ce în ce mai departe. Deci e foarte important ca părinții să conștientizeze semnele care vin odată cu, cu acest acces către aceste jocuri online, să vadă impactul pe care îl are în copilul lor și de fiecare dată când văd că ceva nu este în regulă să ia actitudine. Partea de restricție și de blocaj total nu cred că duce nicăieri cred că mult mai important și din experiența mea a fost momentul când părintele a vrut înainte de a lua măsurile acestea drastice să înțeleagă de fapt ce se întâmplă cu copilul lor. Și atunci eu ca specialist i-am ajutat cumva să înțeleagă ce tip de joc joacă, ce se întâmplă în jocul respectiv. Iar părinții chiar au ajuns să-ți facă și ei un cont în jocul respectiv și să joace împreună cu copilul lor cel puțin o perioadă să înțeleagă ce, ce nevoie, și ce, ce hrănește acel joc din copilul lor Și încetul cu încetul au înțeles lucrul ăsta Și au putut să creeze ceea ce numim o alianță între părinte și copil da? Nu este o alianță între prieteni, este o alianță între părinte și copil Și de aici încetul cu încetul părintele a putut să-l să extragă Și să-l direcționeze tot împreună către alte activități Să meargă împreună eventual în parc să joace nu știu, badminton sau alte lucruri, dar ca o trecere încetul cu încetul, pentru că dependența a fost deja în dâncă rădăcinată în psihicul lor, în mintea lor, în corpul lor, există deja o obișnuință și nu poți să iei lucrul ăsta brusc. Această dependență poate fi fluctuantă la un copil pentru că zona lui de interes este foarte fluctuantă. Odată cu creșterea și cu dezvoltarea și cu intrarea în alte etape de vârstă se constată că și interesele lui se schimbă, devin foarte schimbătoare, și ceea ce îi plăcea foarte, foarte mult acum un an de zile, acum deja nu mai prezintă interes. Cam același lucru se poate întâmpla și cu aceste jocuri online și video. Dar, din punctul meu de vedere, ca specialist, nu cred că ar trebui să lăsăm lucrurile astea la întâmplare. Dacă copilul deja are o dependență și se confruntă cu așa ceva și impulsurile pe care le are sunt depășesc o anumită zonă de normalitate, cred că părintele trebuie să ia atitudine și să găsească modalitatea cea mai bună să-l ajute pe acesta, pe copilul lui, să depășească acest lucru și să-l îndrepte către alte activități mult mai sănătoase, mult mai bune pentru el. Dar, în principiu, n-ar trebui să ne alarmăm atât de ușor, pentru că lucrurile se schimbă și interesele se schimbă, dar ar trebui cumva să le și ajutăm, să și ajutăm copilul să schimbe către lucruri care să-l ajute mult mai bine decât acest lucru și doar să așteptăm să se întâmple de la sine.